România mai deține un record mondial datorită brașovenilor care au reușit să-l doboare pe cel vechi la capitolul cel mai lung lanț de cititori din lume. Mii de oameni au format un șir indian și au citit din romanul de sculți al lui Zaharia Stancu. Pentru organizatori nu a fost deloc ușor să adune atât de mulți amatori de citit la microfon. Noul record este de 3321 de cititori, iar cel vechi era de 3071 și fusese deținut până ieri de India. Tudore, deschide poarta! Pe tata îl cheamă Tudor. Dar el rare ori se află acasă. Mă auzeam strigând, săream la poartă. Mii de oameni s-au așezat la rând în Piața Sfatului din Brașov și pe străzile din jur și fiecare a citit câte o frază din romanul de sculți de Zaharia Stancu. Înregistrarea va fi proba decisivă pentru a intra în cartea recordurilor. Esențial era ca numărul participanților să treacă de 3071. Sunt foarte multe reguli impuse de cei de la cartea recordurilor. Între participanți să nu treacă mai mult de 10 secunde. La microfon au citit elevi, studenți, sportivi și angajați de la companii din toată țara. Academia care susține acest eveniment participă cu toți studenții care sunt prezenți la ora actuală, 257 de studenți, plus cadrele didactice, cadrele militare, comandanții de subunități. Ceva nou, nu am mai experimentat așa ceva. Pare o activitate foarte interesantă și nu, chiar ne place foarte mult să citim. Am împrăștiat mesajul spre colegii mei cu gândul că poate ne adunăm cât mai mult să ajutăm să spargem acest record. Vremea însorită și foarte caldă nu i-a speriat pe oameni, deși a fost nevoie să stea câteva ore bune la coadă. Ne mai plângem că e cald, dar ne trece. Socializăm, plecăm cu cărți acasă. Stăm până la capăt, cât este necesar. Unii au renunțat chiar la o plimbare plăcută sau la o relaxare la terasă pentru a contribui la stabilirea acestui record. Petrecerile la terasă sunt mai frecvente și atunci aceasta este o ocazie unică. După aproape două ore, coada uriașă s-a redus și a fost nevoie ca voluntarii să-i convingă pe trecători să participe la stabilirea recordului. Unii nu s-au lăsat convinși. De ce, domnule, nu vreți să citiți? Este o propoziție scurtă, e foarte simplu. Vă invit să mergeți acolo. Dați-mi exemplu. Știe să citească, dar numai pe litere. Acum vedem dacă ne luăm o jumătate de oră să cităm. Voastră, dați exemplu și așa va continua și ea. Noul record este de 3321 de cititori. Evenimentul de la Brașov a marcat Ziua Internațională a Cărții, sărbătorită astăzi, și centenarul Marii Uniri. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, rămâneți cu TVR Moldova și nu pierdeți telejurnalul orei 18. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi ușoară în continuare și un început de săptămână excelent. La revedere!